Tatiana Niculescu-Bran, doamna care s-a anunțat purtător de cuvânt al președintelui Iohannis, a ieșit la încălzire până se întoarce șeful din state. Cum să vă zic, îmi cer iertare, dar e mai slabă decât Dodel ăla de la Steaua. E între Dodel și Mihai Coste, așa, dacă vi-l mai amintiți și pe ăsta. Șmecherii ieftine de divizia B. Purtătorul de cuvânt este ființa intervalului, cum ar zice Andrei Pleșu. Golit de sine, el poartă mesajul altuia către alții. Existența lui se apropie de cea a unui traducător aproape anonim. Misiunea lui e de mediator între lumi care vor să se cunoască și să comunice. Singurătatea lui este aceea a unui rătăcitor deopotrivă lăudat și hulit în piețele publice. Datoria lui e să vorbească, dar certitudinea lui e tăcerea. Prieteniile îi sunt fără număr, prietenii rari. Un contemplativ care prețuiește acțiunea. Hai că vorba aia, am mai dat o palmă la rahat. Doamna Tatiana, dacă vă face atât de rău postul ăsta, dați-l încolo, nu-l acceptați, doamnă. Adică n-apare un loc de muncă foarte periculos. Vă riscați sănătatea, cel puțin pe aia mentală. Deci, cum spuneați dumneavoastră, purtătorul de cuvânt este o ființă a intervalului. Adică e pe chestia, ești mă și tu cu ceva la interval? Sau cum, că nu înțeleg. Auziți, golit de sine, el poartă mesajul altuia către alții. Singurătatea lui este aceea unui rătăcitor. Alo, doamna Bran, vă supărați dacă vă zic Tatiana Niculescu Stan și Bran? Adică ce să spun, de la Stan și Bran nu m-am mai distrat așa, doamnă. A, și încă ceva. Tatiana, vezi că ne-au sunat manualele de filozofie de clasa a 7-a, ci că să le dai cugetările înapoi. Când vrei tu, nu?